vara. Simona, în primul rând, bun găsit și aș vrea să te întreb câteva vorbe despre cum au fost primele zile petrecute de tine aici la Singapore, pentru că ai deja câteva zile și... 8 zile deja de când am plecat de acasă, dar au trecut repede. M-am antrenat în fiecare zi, m-am antrenat destul de bine, mă simt bine. Ieri a fost o zi obositoare, a trebuit să stau vreo 5 ore în picioare pe tocuri, ceea ce nu e ușor, însă mă simt pregătită pentru turneu, mă simt bine, însă toate meciurile vor fi grele, așa că aștept doar să intru pe teren și să dau tot ce am, să zic așa, să joc cel mai bun tenis al meu, însă nu va fi ușor. Vreau să te întreb, pentru tine este o experiență în premieră, pentru că ești prima dată te prezinți la un turneu din postura de lider mondial. Evident, dincolo de satisfacție, e și, nu știu, o emoție în plus, o presiune în plus, sau nu le resimți? Nu resimt presiune, sunt destul de bucuroasă în interiorul meu, însă în afara sufletului meu nu prea s-au schimbat lucrurile, sunt la fel. Încerc să muncesc mai mult, pentru că știu că va fi mai greu de acum încolo să păstrez acest loc 1. Aici va fi un turneu dificil, multe jucătoare au șansa să fie pe 1 după acest turneu. Eu vreau doar să mă gândesc la mine, vreau să mă gândesc doar la joc, nimic altceva, nu resimt presiune și nu resimt stres. Mă bucur că sunt în această postură și sper să fiu relaxat atunci când voi juca meciuri. Încă nu știu cum va fi. Tu ești cea mai nou intrat într-un club select și o să spun o cifră interesantă, nu știu dacă o știi. Cea mai longevivă jucătoare în acest club al celor de pe numărul 1 este Steffi Graf, cu care, mă rog, tu te știi bine, 377 de săptămâni a fost lider. Este puțin cam mult. Eu sper să stau cât se poate de mult, însă nu știu dacă voi avea vreodată șansa să egalez, ce e imposibil. Egala, e imposibil. Pare uriașă așa cifra asta. Este uriașă cifra, dar nu putem să ne comparăm cu toată lumea. Cred că cel mai bine este să ne comparăm cu noi și să încercăm să ne depășim limita. Te-am întrebat dacă știam că v-ați întâlnit? Da, ne cunoaștem. Am avut șansa să o întâlnesc la Las Vegas, când am fost la antrenament la Darren, și cu Andre Agassi. Sunt oameni deosebiți care mi-au dat foarte multe sfaturi și sfaturi bune. Aș fi vrut să te întreb, Simona, nu știu dacă mai ții minte că tu dai extrem de multe interviuri. Fix acum 3 ani eram tot aici la Singapore și te-am întrebat tot așa într-un interviu dacă te gândești la ziua când vei fi numărul 1. Spune că nu e o prioritate pentru tine și aveai planurile tale. Uite că a venit și ziua asta. Da, normal că nu te aștepți, se întâmplă. Nu pot să zic că n-a fost visul meu, a fost visul meu poate cel mai mare, să ajung numărul 1 în lume, dar nu m-am focusat atât de mult pentru el, pentru că acum 3 ani chiar mai aveam foarte mult de muncă. Eu am făcut tot ce am putut anii ăștia, bineînțeles că prioritățile și tot ce se întâmplă în jurul meu în cariera sportivă s-au mai schimbat, de la an la an se schimbă. Anul acesta chiar am crezut că pot să ajung aici și am început să și spun treaba asta și să o și cred.